Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din minunata noastră serie de Arculeț. Bun, măi, de când am mai intrat, cred că, hai, dinainte de Rivelion. Aici am mai pus niște îngrășăminte. Mai dat mâncare, cuețu, sau? Nu știți oare de cheltu? Cred că știți de cuet, că doar asta cred că l-am făcut cu Reisu. Pe live, da. Deci am făcut un cueț, am pus turete pe el, să vi-l arăt. Fac cu turete pe margini, cu alea. Generator aici în interior, gemulețe, șmecherie, am făcut o grămadă de chestii. Stai să mai are gaz, mai are gaz, e bun. Așa. No, stai un pic că s-a defectat geamul. Cuețule, du-te de aici cu capul, că nu pot să închid geamul de tine. Nu ui, mă, cum îi tremă de ritm. Geamul ăla, nu cred că-l mai închid veci așa. Hai să-l păcălesc așa și... Nu, mă! Of, i-am deschis și la profesorul ușa din greșeala, mă. Așa. Bun. Hai să închid la profesorul ușulița. Fac. Și m-am gândit că episodul ăsta să mergem să ne extindem în afară, că și rei s-o extins pe partea lui. Un pic să văd aici. Aici mai avem niște stăuni destul de mult, dar nu, ne mai trebuie. Așa, stai să care are mai mult weight. 100. Asta ne. Nu are încă o rață, pac, să mai luăm niște. M-am bugâit. What? Na, se pare că nu putem mere cu rața. Facem curtea exterioară. Avem acolo tot ce ne trebuie. Bun. Da, trebuie să mă duc după lemn. Bă. Eva nu miroasa bine. Tu n-ai murit pe la Gornisule? Ce caută pe Lagonisul Verde aici, că el era pe casă și era o muritură trecută. What? Nu mai înțeleg nimic ce s-a întâmplat atunci. O secundă, vă, să nu fi dat microfonul, bă, mai încet. A, nu-i bine. M-am speriat un pic. Cine e la ce las la Anchilo? No. Iacă, man, că nu știu ce s-a întâmplat cu ăsta. Stegozaurul trebuie să-l scoș și pe ăsta să-l punem undeva. Avem de lucru, băi, avem, chiar avem de lucru. Cu extinsul căsuței. Dar ne descurcăm, noi nu-i stres. Ma, dacă aș reuși să scot ăsta, ar fi perfectos. Perfectos, Mariana. Dar nu prea pot eu șmecheria asta. Tu mai ești pe... Cred că da. No, cum să scot? Trebuie să o mut... Mut pe asta într-o parte, dar nu vrea. Pe asta la altă, iar o duc aici. Așa, perfect. Acum ar trebui să-mi iasă schema. Trebuie, nu mere schema. Dar asta e blocat aici, pe vecie, ce... Nu știu ce s-a întâmplat. Tu, rățușcu, cum ai rămas tu blocat așa, ni? Dacă nu iau un craio de ăla și-o rezolvăm, stai. Dar astea la cer, închip, oricum am de lucru pe aici, tătă ziua. Bun.
Avem un craio de ăsta șmecher. Avem cu... A, mă, cu Rex-ul. Na. Astea cum să fac? Iu, da, da, tech replicatorul, nu știu ce. Nu, pleacă că n-avem de ăla. Astea le-am pus la crescut. Aici e broscoiul nostru preferat. Bun. Deci, dacă rățusca nu o putem scoate, trebuie să... Nici asta nu o pot mișca de aici. A, uite, asta merge. Ciudat. Atunci, tu de ce nu vrei să te miști, mă? A. Lol. Am uvră. La un fin, ai că merem. Ai besnă în partea asta. Trebuie să pun neapărat ceva pe linare. Aoleu, dar n-am gândit proiectul încă. Bine că eu vreau să îngrădesc aici, dar... Cum... ce proiect avem aici, mama sita. Mă fug de astea. Așa, asta nu e așa mult. Acolo e baza aia. Deci ar trebui să mă extindez. Ai, ai, aici e complicat că tătă stânci, tătă de astea aici. Aici nu știu cum să pun eu porțile. Că jos nu le pun, că stau, n-are nicio logică dacă pun porțile jos. Hai, ce m-am sărit, nu știu. Ar trebui porțile așa pe stâncă, pac, 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 pe aici, fain. Aici punem porțile. Și turete și de alea. O grămadă de chestii trebuie să punem pe aici. Și sus, de fapt sus ar fi trebuit să ne extindem prima dată, dar... iau ăsta, mă, nu-i bună rata de lemn. Ui că deja e plină. Dar ce mă chinui eu cu rățușca? Cine dă? Ce vrei, mă? Nici ăsta vine și dă el aici, tu ești mecher, bă. Gata. Bun, aici e ăsta. Deci, stai să văd cum e terenul. Și aici trebuie. Trebuie să mai arunc. A, păi pentru 2 ca lemn nu merită. Aici iară. Oi, 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 complicat, dar păi nu. Facem cumva. Au sus să... Nu știu, aici jos am prea mult de loc, ar trebui să fie și ăștia la alt să mă ajute. Nu mă extind sus să fac o scară prima dată aici. Ar fi o schemă. Aici ni... Sau unde să fac scara? Ar trebui neapărat oricum să fac o scăricică. De aia ca lumea zic, na. Aici... Mă, dacă o fac din așa... Aici între locul ăsta să mai urc cu animalele. Ui, de sus să vină bam, 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 până pe aici, pe undeva. A, dar știu din ce aș putea să o fac, numai nu știu. Nu știu dacă iasă schema să o fac cum vreau eu. O port de alea înclinate. Așa, și după aia să facem pe sus, pac, 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 pac. Dar ar fi o schema asta. Rățuș cu haina apoi. De fapt, să o bag înăuntru. Of, 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 cât e de lucru. Treci un arge afară.
Deci asta n-are rost să mă mai chinui cu ea pe acolo. Asta se iau lemnul. O să carpot, bun. Foundation. Una numai, de ce? A, teci. Da. Hai că m-am îngreunat de nu m-am. Le-au pe ghiță. Ghiță. Aștept de seară la portiță. Deci da. Dar degeaba nu-i prea bine. Dar îi sun eu extinsoare. Oare în colțul ăla. Ofă, poți să termina gazul la rete. Mă duc pe acolo că poate e ceva, să vă dau spoiler. Pe aici e partea lui profesorul, dacă așa are extind eu. Nu, aici sus nu știu, nu mă gândesc să fac gard, că dacă punem jos n-ar avea rost să fie și aici. Sau ar trebui și aici. Nu știu, mă, deci e așa complicată treaba asta. Și aici ar trebui un pic de gărduleț, parcă. Nu cadă animăluțele, dar nu-mi plac cum să vă porțele astea așa ieșite. Nici n-ai cum să le pui altfel, nu, asta e nașa, da? E falas că pe porțele astea poți să pui plante sau ceva, nu e stres? No, dar aici facem scara, hai ne ocupăm de scară după, nu știu, jos. Plus numai cu port de alea mari, dacă punem și facem fain. Nu cu de astea mici. Astea mici, prea mult de lucru, na. Alegeți voi. Na, deci aici trebuie să începem să punem scăricica sau să fac lift. Dar la lift stric o grămadă de metal și până te din pe scară te-ai dus, pac, pac, nu mai aștepți liftul. Na. Bun, dar cum să încep acolo e ușa, bă. Am zis că facem din colțul ăla așa, bum, bum, bum. Coborâm. Da, bun, așa facem, că mă apuc eu de lucru și vă arăt progresul, că deja am stat mult până ne-am decis să facem asta. Bun, da, hai, băieți, după o vreo oră, cred că de construit aici, am făcut într-un final, na, ceva aici, dar în zona asta s-o bugui treaba, nu știu ce s-a întâmplat, pe aici cred că trebuie să o refac pe toate. Deci tot bine și frumos până am venit aici și nu știu ce am spart, s-o spart o scară, după aia nu vrut, nu mai funcționează asta, să văd, da, de fapt nu mai, că sunt argi. Da, asta cred că trebuie să o refac chiar. Da, nu mai stau acum că nu mai am chef și am zis că băgăm aici, punem porțile. Așa, ne apucăm să închidem zona asta. După aia trebuie să ne unim cu răisulețul pe partea cealaltă. Sper să-mi ajungă porțurile numai. Asta îmi doresc. Ah, cred că ajung. Avem 30, mai am, cred că vreo câteva prin argii. Sper să ajungă. Hai să sparg eu copacul ăsta. Punem astea rapid, pac, 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 pac. După aia mai vedem ce facem. Pe aici. Păi e de lucru. Bun, hai să punem astea. Pac. Bun, băieții. Am ajuns până aici la răisulețul. Partea alta acum ne dăm la pus astea. Sper să am destule. Hai că nu aduc și mai fac. Deci
aici rapid, așa, să avem unepune, animale, gârle, să nu mai duce în lipsă, numai nu, trebuie să mai faci niște turnuri cu ture ce pe aici. Să punem noi rapidos. Așa, 4, 3, 2, 1. Mai fac rapid niște porți. Ne dăm la pus pe aici. Bun, băieții. Aici am pus. Să vă arăt cât teritoriu am cuprins. Deci am luat bucata asta. De aici avem copăcei. Am mai trebuie să pun plante, turete, de-astea. Și am pune în cap, n-am lăsat nici un centimetru din stâncă. Așa, și pe partea asta alaltă ne-am dus noi așa fain, frumos. Pac, 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 pac. E aici, pe lângă stâncă, dă-i moldișane până la reisulețul aici. Așa. Nu am făcut treaba asta. Și mai avem de pus în partea asta la altă. Aici ar mai fi, de aici. O, aici cred că ne facem șmecheria aia. Punem fain, frumos. Uite, de aici ne putem trage, pac, 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 mai mare, fain. Da. Luăm bucata asta și până încolo, cam așa ceva. Aș vrea eu, stați să vă arăt cum să începem. Ca să nu pun aici pe margine sau altfel. Cred că nu punem porți mari, punem tădestea mici ca alea mari. Sau ar trebui și mari. Ar trebui de fapt și mari, bă. Uite ce fain am făcut cu zid. Stai un pic să beau niște apă, că văd că zid aici, să nu morim de sete. No. Atunci închidem asta. Așa, pac, punem aici. Așa. Aici nu-i neapărat să merem ca dățele trecute pe margine, modul Shadow the Street, așa. Am pis să-mi fac o idee cum merge ăsta încolo, bun. Așa, uite, pa. Bun, astea. Aici oricum trebuie să punem un gate mare pentru animalele alea alte. Da, asta vedem când... Opa, stai. Așa. Punem și aici. Mai am forță, mai am asta. Așa. Bun. Deci aici, vai, scara aia ce mă enervează că nu mi-a ieșit de la început. Așa, deci am pus alea, asta până aici. Aici trebuie să prindem și cascada, cred că. Cascada, după aia merem încolo. Aici nu știu, stați să verificăm cum vine. Deci după ce trecem cascada, să zicem că... O secundă, așa. Mă ridic pe aici. Și aici, aici ceva? A, nu. Bine, coborâm. Pac, 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 pac. Cuprindem. No, bucățică de aici. Uite, muște. Luăm și cascada asta. Trecem apa. Cuprindem și cascada asta la altă. Așa, pac, pac, pac. Cred că ne oprim aici, în stâncă.
Da, cred că așa facem. Ne oprim acolo în stâncă, că aici deja îi ce avem noi. Aici e ieșirea lui profesorul. Deci trebuie să-și facă profesorul el ceva șmecherie. O, ce zboară aici? Are coda din asta. Da, mai trebuie să-și pună și profesor să-și facă fain. Aici să-și îngrădească. Și eu mă apuc să cuprind măcar și partea asta altă să nu mai am stres cu lacul. După aia avem plantele X și restul cred că le punem după. Că durează enorm de mult, deci avem de fai că de construit aici afară o grămadă. Mai am porți în ăsta. Uite astea, așa, și mă pun să mai pun astea ce le mai am, 75. După aia, oa, iar am de farmat o grămadă. Noroc că am avut în chestul ăla salvat niște piatră, că altfel stăteam atâta ziua să mai farmez materiale. Bun, că revin. Ne-a ajuns la fix. Nu știu, aici a jos să mai... De fapt, trei, bă, dacă... Da, trebuie. Aici a jos, de partea asta jos, cum e pe pământ, mă gândeam să punem și niște țepulici. Să fie. Aici, pac, sper să nu poată să treacă ăștia, animalele pe sub apa, pe sub asta, să-i tragă apa. Bun, deci am pus cum a fost în plan. Așa. Deci pac, 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 pac. Ce fain, nu-i că am putut îngrădi, chiar îmi place super mult. Am mult trebuie să strâng la metal, că vreau să punem țep de metal, nu de... Nu de wood. Bun. Deci... trebuie să verific. Da, în mare parte... Zic, partea mea... Mi-am închis-o. Aici, nu, aici sus ar mai trebui să fac eu, dar asta... Cred că o să fur ideea lui vecinul. Cu cropuri așa pe margine, pac, 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 pac. Și să nu mai pun gard. Ui, avem și o rață deja în curte. Nu știu pe unde a intrat, dar na. Aici pe sus mai punem. Na. Deci chiar e interesant cum ieșe treaba. Îmi place. Numai nou, gate-ul ăla mare nu știu pe unde o să-l punem, o să vedem. Așa, rățușca aia. Trebuie să o rezolv. Ai bine, mă, chiar. Sunt mulțumit de cum a ieșit până acum proiectul. Ui, aici n-am gândit-o până la capăt că nu trebuie să mai pun și aici pe stânci porți. Dacă am pus aici jos. A, în fine, astea le lăsăm așa. Care le-am pus până acum le lăsăm așa că e ok. Și apoi vedem restul oricum. Deci ce mă disperă că nu mi-a ieșit poarta asta. Trebuie de la început. Cam o vine să o demolez pe tata. În milenii, cred că asta o să fac. Bă, nu a fost scumpă, nu știu câte scări. Vreo 60 să fie, alea le fac rapid. Cu dode, cu un pac, iau piatra de aici. Niște lemn, tecizi și rezolvăm și aia. Am aici ne-ar trei castor, să vedem dacă ia să schema cu... să facă bârloge în apa asta, dar nu. N-avem de unde știi, poate merge, poate nu, habar n-am. No, bun. Asta o să o punem pe Hai să ne schema, punem să stai. stimuim rața asta, cumva. Schema e în felul următor, oare are unde să fugă? Da. Iar ce fain, mamă, mi-am adus aminte. Doare. Wow, leu.
Omul mi-a adus aminte că e o schemă să vopsim animale foarte au level 15 aia. Ăla, câte e? 4. Mi-a adus mic. Vopsim, bă, ce fani cu alb, cu roșu, așa, bă, ce șmecher arată. Dă-o încolo, bă, eu nu l-am pălit. Nu, l-am pălit, de fapt l-am pălit, dar nu s-o pus hit-ul. Aoleu, Gucci. Unei. Așa, mă. Nu, iară, e mis. Unei. Ai, dar rațele astea să fac greu. E faină că e așa cu de-astea, cu șmecherii pe ea. Atât ai șmecher. Așa. Ei, ei, bă, nu l-au încolo. N-ai scăpare, nebuno. N-ai scăpare. Tu, nebuno, am zis că n-ai scăpare, nu că dai în mine. N-ai încoace tu, nebuno. N-ai încoace tu. Așa. Sper să ne ajungă darturile. O, ce s-o blocat așa. M-am pălea că se ia curentul. Tu nebuno, une meri. Bă. Pingu mare, ca mare pingu. Pingu, pingu. Pingu mare. La la la. Une furi tu, boschetaro. Gianino, nebuno. Un colo tu. Așa. Am leșinat-o pe nebună. Pe nebună noastră. Na, mai dormi tu acolo un pic. O scăzut? O scăzut. Am avut eu cred că ceva. O încărcare țeaua. O încărcare țeaua, băieții, asta a fost problema. Hai să merem să-i aduce morcovelul fermecat. La asta mică. Așa. Parcăm asta pe aici așa. Am făcut level 100. Nu știu, mai am un pic până 100. Ce să-i dăm? Îi dăm cartofi, morcovelul fermecat. Asta e să mai îmi las și mie. Așa. Morcovel. Da, dacă era profesorul, pune să prepare el acolo un kibble șmecher. Unde-o căzut? Aici. Două secunde. Până una alta. Asta e flămândă? Încă nu. Până una alta, până să te imești ăla. Până se face șmecheria. Vine să mai pun eu porțele cele mai am pe aici. Că să nu le țin la mine așa. Până să face un pic ăla mai flămând. Astea îmi place că să pun rapid. Ai pus degetele pe butoanele care trebuie și dă-i acolo pus porți. Așa. Bun. De mai am 4, le punem aici din coace și am scăpat de o treabă. A, uite, asta pot să o iau, deci. Aoleu, nu-i bine, bă.
Aoleu, ce-am făcut aici? Nu prea mi-a mers stilul. Hai că iau asta jos. Modificăm-o cumva. Sau poate era bine aia și am pus-o eu invers. A, asta s-a pus tot cum o vrut ea. Aici cum să fac o, o schemă? Nu-i bine nici așa. Nu-i bine nici cum. Na, mă. Mai de-aș putea scoate chestia asta să nu mai pună ei în punctele alea a lor. Așa. Bun. Dar mai trebuie aici una. Ce costă asta? Gate. Ce mă costă? Da, și mai între. A, e ușor asta. Bă, bă. Stai un pic. Vine ceva animal, cred că dincolo, mi-e frică. Asta se trezește, asta n-am. Și morcovelul. Ai mâncat? 18%. It's a ganus. Auzi acolo ce-i rărpăria. Mama. Aaaa, sunt niște raptori. Am înțeles schema. Păiangă, nu. Așa, stai să iau rapid eu de aici. A, și trebuie să stăm după rățușca, mac, mac, mac. Am? Bun. Facem și aia. Episodul ăsta, mă, na, îmi cer scuze că am construit chiar atât de mult, dar... Era musai ca să extindem casa, să facem mai multe animale. Că na, nu zic că nu e ok să le ții în craie, o pod. Da... Na, mai fain e să le ai așa în curte, aranjate, șmecher. Na, bun. Hai că asta se face. Revin după ce e gata rața. Bun, băieți, s-au făcut rățușca. Stați un pic să facem un saddle de Tyrannosaurus. Are băiatul haide sau s-o terminat haide-o. Nu mai avem moare. Asta e că cu argică, cu Dorela mai avem. Trebuie să mai ieșim cu broasca după cementing. Terizino. Ah, stai mă că am primit astea. Ai ce bombă. Am uitat. Am primit șmecherile. Măi, argiul ăsta vrea să fie temui de mine. Ce rață avem noi, what, level 20. Rupe asta atât mămăliga.
Bun, băieții. Haideți că aici încheiem și noi minunatul nostru episod. Așa, dacă s-ar da ăla. Bine. Da, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Moldo, iar noi ne revedem la un nou episod pe data viitoare. V-am pupat. Ciao, les.